Avem noi informații în cazul accidentului bizar în care a murit chirurgul de la Marius Nasta, acela anchetat de DNA pentru luare de mită. Doctorul nu purta centură de siguranță, așa spun surse din interiorul anchetei, și nu pare să fi pus frână înainte să-și zdrobească mașina de un pod pe DN1. La varianta sinuciderii încep să se gândească și colegii lui de la spital. Ultimele momente din viața lui Cornel Petreanu ar putea oferi anchetatorilor primele răspunsuri sau indicii importante în cazul accidentului în care a murit chirurgul. Un alt punct important va fi expertiza tehnică a mașinii lui. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum bărbatul nu are nicio intenție de a frâna. La acea oră traficul pe DN1 era lejer, iar asfaltul era uscat. Rezultatele autopsiei vor arăta însă dacă bărbatul era sau nu conștient în momentul impactului. Un asemenea accident poate avea două mari cauze, o defecțiune tehnică a mașinii sau eroarea șoferului, spun specialiștii auto. În ultima vreme, chirurgul era îngândurat de când procurorii anticorupție l-anchetau pentru că ar fi luat mită de la pacienți. De aici apare altă variantă luată în calcul de criminaliști. Când cei care cred că nu vor ajunge vreodată în fața justiției, când ajung acolo, fie fug din țară, fie se predau, fie se sinucid. Dacă nu avem problemă medicală, avem de-a face cu un suicid asumat și unde orice altă frână interioară a fost anulată prin modalitatea în care și-a ales să-și curme viața. Mașina avea o viteză destul de mare, conducătorul auto n-a avut nicio reacție. Nu se vede niciun fel de încetinire. Poți să ai o clipă de neatenție, dar nu prea se vede din imagine că ar fi neatenție. Acolo deja intrarea este dirijată, să spun așa. Ipoteza sinuciderii a șocat pe colegii medicului. Zeci de doctori de la Institutul Marius Nasta din București au ținut astăzi un moment de reculegere în memoria chirurgului. E foarte posibil ca evenimentele din ultima vreme să fi creat o presiune enormă asupra lui. Nu știu să vă spun dacă fondul lui ar fi fost atât de fragil încât asta să-l afecteze atât de tare. Cariera lui Cornel Petreanu, considerat unul dintre cei mai buni în chirurgia toracică, a luat o întorsătură neașteptată luna trecută, când a fost ridicat de procurorii DNA. Ai luat mită? Nu te-ai gândit ce nu se poate să luat? Medicul care a murit în accidentul suspect de ieri făcea parte dintr-un lot de 7 doctori de la Marius Nasta, toți anchetați pentru corupție.